Meci pentru noi în care contează numai victoria, jucăm acasă, într-adevăr cu o echipă care puternică, pragmatică, cu un antrenor foarte bun, care știe ce vrea, care e campion, care a câștigat și echipa și el și clubul în ultimii ani campionatul, dar pentru noi cred eu că important este să jucăm fotbalul nostru, să fim noi și să mergem să câștigăm cele 3 puncte. Nimic altceva, puține de zis, doar asta ne dorim și sperăm să se împlinească, să avem capacitatea să o facem. După aceea, într-adevăr, avem un atac, Vlad Morar, care și la meciul cu Steaua a fost accidentat, lovitură la antrenament, și Ali Bey, care nu e pentru acest meci și nu știm pe câte zile, dar asta nu înseamnă nimic, noi trebuie să găsim soluție și cei care intră să facă, să marcheze goluri sau să joace foarte bine. Am atât. Este un duel în care va conta foarte mult că sunt jucători importanți care absentează de ambele părți și Clujul nu l-are pe Tea, Marul nu are pe Alitec, sunt liberi echipe. Nu trebuie să vorbim de jucătorii care nu sunt. Sunt jucătorii ceilalți, pentru mine mă interesează cei care intră în teren. Celelalte le-am spus. Și la rest, pe mine mă interesează cei care intră și cum trebuie să câștigăm mâine. Dar nimic altceva. La echipă, în fotbal durează tot o zi. Nu pot să vorbesc de un lucru care deja toată lumea știe. Pe mine mă interesează CFR-ul. Acum jucăm mâine cu CFR-ul și ne interesează cele 3 puncte și ce a fost în spate. Așa pot să zic că suntem pe primul loc în continuare și suntem acolo și trebuie să demonstrăm în lucrul acesta că suntem pe primul loc și că suntem cea mai bună echipă din campionatul regular. Mai sunt șase etape. Credeți că acest campionat se va juca până în ultimul minut, vorbesc de lupta pentru titlu, sau ar exista și posibilitatea acum la întregi? Sunt întrebări foarte dificile, foarte grele de răspuns când spui cred. Ce crezi, ce nu știu care. Nu e de crezut. Adevărul e că sunt 6 meciuri unde toate meciurile sunt foarte grele și vom vedea ce va fi. E o luptă, pentru mine mă interesează fiecare meci în parte să mergem să ne batem pentru, să luptăm pentru cele 3 puncte cu jocul nostru, cum am spus înainte, trebuie să fim noi, să jucăm noi, fotbalul nostru care l-am arătat în campionatul regular unde am fost cei mai buni. Și cam atât. Restul nu, pentru mine, celelalte fiecare meci, fiecare etapă vom trata așa cum trebuie la victorie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte, pentru că pe noi ne interesează să câștigăm fiecare meci și să câștigăm campionatul. Domnul Dan Petrescu apreciază că în acest moment Farul este cea mai importantă și este principal. De asta mâine trebuie să câștigăm. De asta trebuie să câștigăm mâine, că suntem în formă și că jucăm foarte bine și că Dan, ei au câștigat înainte campionatele și acum să câștigăm noi mine. Se întâlnesc două idei de joc cu totul diferite. Dumneavoastră a spus clar că... Cu aceeași mentalitate. Aceeași mentalitate, dar idei de joc diferite. Contează mentalitatea care o are și Dan și eu. Născut să câștigăm, născut că ne place să câștigăm, ne tragem dintr-o generație care a crescut cu această mentalitate de învingător. Suntem acolo, după aia contează mai puțin sistemul care se joacă, ce se joacă. Important este să fiecare antrenor să-și impună strategia. E o strategie la meci, el are una, eu am alta și vom vedea. Sper ca noi să fim mai rapizi ca el și să o facem mult mai bine. Spunea că 90 de minute nu sunteți prieteni. Absolut corect și e logic și e normal așa ceva. În rest, după aceea suntem, ce vreți, colegi, prieteni, frați, ce vreți. Deci, dar la meci e clar că mentalitatea noastră, am crescut cu aceasta, dar noastră generație a fost așa și fiecare am crescut să câștigăm. Un nou meci la care biletele sunt vândute încă de miercuri seară, total, este sold out. Meciul suporterii vor fi alături. Mi se pare normal, mi se pare corect, mi se pare probabil dacă aveam stadionul mai mare, aveam mai mulți, probabil, cred eu că la meciurile mari al Constanței, al Farul, când era stadion mare, erau toate pline, deci 20 ceva de mii, eu zic că există, sperăm ca să vină stadionul cât mai repede și să jucăm și noi cu spectatori foarte mulți. Acum atât e stadionul, asta e capacitatea și mic așa cum e și mulțumim că vin la stadion și că e bine și că e full. Credeți că
că un titlu de campion ar urgenta? Ne dorim, nu, nu are nicio legătură. Noi ne dorim să fim campioni, ne dorim să facem asta. Nu era preconizat și planificat la începutul campionatului. Chiar dacă în mintea mea, cu acest gând, am plecat din prima zi, din vară, de când am construit totul, dar practic noi suntem acolo sus și acum nu putem să ne ascundem după cum vreți, după ce vreți voi sau cum. Nu, trebuie să fim conștienți că vrem, ne dorim și trebuie să o zicem cu voce tare că ne dorim acest lucru, sperăm să se împlinească, să ieșim campioni. Vorbeați despre generații. Cum va fi întâlnirea de la Cluj cu foștii prieteni, fostele glorii de la Galata? Cum o vedeți? A, meciul care va fi la Cluj. A, un eveniment frumos, special, dar mai avem până să mergem acolo. Acum vorbim de meciul de cu CFR. Nu e un meci decisiv, dar cât de important? Toate meciurile sunt decisive. Sau este decisiv, dar... Toate meciurile sunt decisive, toate meciurile, pentru că importanța meciului sunt 3 puncte în joc, unde noi vrem să le luăm, ei vor să le ia. Nu știm cum se va desfășura până la sfârșit campionatul, dar eu știu doar un singur lucru, că dacă noi vom câștiga multe meciuri de acum încolo, vom ieși campioni. Da, și trebuie să câștigăm. Mental stăm foarte bine, suntem pe primul loc. Chiar dacă la un moment dat poate să vină o înfrângere, face parte din fotbal, sunt momente în când îți ies anumite lucruri, sunt momente în care jucătorul e mai puțin inspirat, adversarul e mai inspirat, o face mai bine, dar eu am încredere în grupul nostru care îl avem, echipa care o avem încredere, chiar dacă ne lipsește un jucător important. Sau și Vlad, că și Vlad până la urmă avea experiență și putea fi și el. Dar asta e. Sunt alții. E oportunitate pentru ceilalți să arate și eu cred că sperăm să o facem bine. Bardarică victorie. Suntem obișnuiți să câștigăm anul ăsta, așa că e un lucru normal. Dacă am câștigat, e normal. Mister, se poate o întrebare despre Enzi? Da. E într-o perioadă de revenire, pe ala nu joacă foarte mult, nu lipsesc oferte, sau se vorbește acum de un transfer în Primera, sau vorbim de Bundesliga. Nu pot să vorbesc în numele lui Ianis, legat de lucrul acesta. Nu pot, dar nu pot, nu pot să... Eu știu că el are contract, s-a renovat contractul cu Rangers în momentul de față, una. Doi, eu trebuie să știu de ofertele care le avem noi la club sau ce vine la noi la club, așa că... Nu, sunt de lucrurile noastre, noi avem de luptat aici, eu am problemele mele care sunt și sunt conectat aici foarte, foarte mult, pentru că e o lună importantă care... poate să fie fantastică pentru noi, așa cum a fost tot anul. Revenind la meciul de mâine, referitor la mentalitatea celor mai tineri din echipă, ai rocord ușor timorați în meciul cu FCSB, bine, excluzându-l pe Stali, care a intrat în mare formă, a țipat destul de tare și la Forza. Cum sunt ei acum? N-am țipat, eu am întrebat. N-am certat, nici nu l-am certat, măcar a fost o întrebare, dacă vedeți că eu a fost doar o întrebare. Nu știu ce s-a întâmplat. Era minutul 60 și am făcut toate schimbările. Mi-a venit ceva brusc în care nu am știut și am reacționat puțin cu o voce mai grea, punând o întrebare. Deci a fost o întrebare, am pus o întrebare și cred că e dreptul meu, ca manager și care conduc lucrurile astea și care am responsabilitatea asta, să știu ce se întâmplă, pentru că eu trebuie să reacționez și eu iau decizii. Și atunci a fost o chestiune... imediată pentru mine, în care am reacționat și atâta tot. În restul lucrurile merg bine. Nu sunt de acord cu tine că jucătorii tineri sunt timorați, sub nicio formă. Jucătorii noștri au toți curaj, au arătat lucrul ăsta, pentru că Faru și la în deplasare cu FCSB au jucat cu 2005, 2005, 2003, 2006. Cine își permite să facă lucrul ăsta? Asta arată că, cred eu că unul din lucrurile care arată că jucătorii au curaj, că poate să o facă, că sunt foarte buni și că mai ales cel de pe bancă care face lucrurile ăsta are foarte curajos. Așa că și le transmite curaj. Faru vine după 6 victorii pe teren propriu, în fiecare meci marcând cel puțin 2 goluri. Poate fi și meciul acesta unul cu goluri. Știți că cu voi termin totdeauna cu Doamne ajută, o să termin și asta cu Doamne ajută mâine să marcăm cel puțin 2 goluri, că chiar că e nevoie de goluri, pentru că trebuie să marchezi ca să câștigi cu CFR-ul, pentru că e o echipă care chiar se apără foarte bine și știe să apere, știe să atace, e o echipă puternică.